Imaginele au fost surprinse de Ionel Moroșanu și au fost postate pe pagina de Facebook Regia Națională a Pădurilor Rom Silva. Ca de obicei, imaginile sunt completate cu informații despre protagonist, în cazul de față, un râs extrem de simpatic și jucăuș. Iar premiul pentru cel mai jucăuș puiuț cu blăniță merge către această felină adorabilă care pare că s-a jucat cu orice, chiar și cu o ferigă, total neinteresat pe moment de prada ucisă de mama lui. Imaginile au fost filmate într-o pădure administrată de ocolul Silvic Broșteni, din cadrul direcției Silvice Suceava, notează mai întâi autorii postării. Apoi, suntem informați că râșii, cea mai mare felină din Europa, sunt protejați în România, care adăpostește una dintre cele mai mari populații de pe continent. Femelele de râs dau naștere de obicei la doi pui, care rămân sub îngrijirea mamei până la vârsta de 2 ani. Râsul este cunoscut pentru deplasările sale silențioase și pentru capacitatea de a face sal Mari, vânând de cele mai multe ori noaptea, mai adaugă cei de la Rom Silva. Așa fac copiii, se joacă. Un râs zglobiu, frumos clip. Sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de cei care au văzut postarea.